Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan. Bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Un șofer a sfârșit sub roțile unui tir după ce a oprit pe banda de urgență pe autostradă, dar nu a mai avut timp să semnalizeze. În Tulcea, o bătaie între două grupuri rivale s-a terminat cu moartea unui bărbat. Camerele de supraveghere au surprins totul. Și România se topește. Temperatura resimțită a ajuns astăzi chiar și la 40 de grade în capitală. Accident mortal pe autostrada București-Pitești. Șoferul unei platforme care staționa pe banda de urgență a fost lovit de un tir chiar în momentul în care încerca să urce înapoi în mașină. Bărbatul oprise pentru că avea pană, însă nu a mai avut timp să semnalizeze locul. Avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc la kilometrul 112 al autostrăzii A1, pe sensul către Pitești. Șoferul platformei a constatat că are o pană, așa că a tras pe banda de urgență și a coborât din mașină. Numai că în timp ce se afla lângă platforma pe care o conducea, un tir l-a lovit. A coborât ca să vedem, să vadă despre ce e vorba și în momentul când se vine la mașină, foarte aproape camionul respectiv și l-a acroșat. Șoferul tirului și-a dat seama că a lovit ceva și a oprit după aproape 100 de metri. Eu mergeam după un tir. M-am uitat în oglindă, am auzit troză. Am oprit, altceva nu știu. Și unde era căzută victima când ați oprit? Acolo, jos, lângă ușă. Cred că se dă jos de mașină, pur și simplu. Doar a apucat să se dea jos? Da. Aici, pe banda de urgență? Da. Unde? Acolo, în stradă. Eu cred că din instinct a tras de volan și s-a balansat remorca și a lovit aici. Se l-a prins și cu el. Se pare că șoferul platformei nu reușise încă să semnalizeze cu triunghiuri reflectorizante faptul că a oprit și are o urgență. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean din Pitești, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Pacientul a fost adus la Spitalul Județean de Urgență Pitești cu un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Argeș și în stare critică. Colegii din unitatea de primiri urgențe au încercat resuscitarea acestuia. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au dat rezultatele scontate, fiind declarat decesul. Circulația pe autostradă a fost blocată timp de o jumătate de oră pentru cercetări. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un bărbat de 46 de ani din Timiș a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit frontal de un tir. Accidentul a avut loc pe drumul național 6 între Caransebeș și Lugoș. Bărbatul circula cu viteză, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost aruncat la câțiva metri, iar autotrenul a ajuns și el în câmp. Echipele de descarcerare au avut nevoie de minute bune pentru a extrage trupul șoferului dintre fiare. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, dar medicii n-au mai putut face nimic. Ca șocant în Tulcea, o bătaie între două grupuri rivale s-a soldat cu moartea unui bărbat. Altercația a avut loc în plină stradă și a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt imagine șocante filmate pe străzile din Cojalac. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care doi bărbați sunt bătuți cu bestialitate de alți patru, membrii unui grup rival celor doi. Pe imagini se vede cum cei patru indivizi coboară dintr-o mașină și încep să-i alerge pe cei doi cu bâte și topoare. La un moment dat, una dintre victime se împiedică, iar trei dintre agresori încep să-l lovească cu putere. Aceeași soartă a avut-o și prietenul său. Mamă, ce încarcă, bă! Trei bune, bă! Mamă, ce dă în ăsta aici! După ce au lăsat victimele să agonizeze la pământ, agresorii s-au urcat într-o mașină și s-au făcut nevăzuți. Uite, ușa deschisă! Ce bagaj a urcat! Exact când a urcat în mașină ca să plece de la fața locului, unul dintre un frate al persoanelor căzute la sol, s-a enervat, a reacționat, a luat o piatră de pe marginea drumului și a aruncat-o. Piatra respectivă a spart geamul de la portiera dreapta fața autoturismului respectiv și a lovit-o pe victimă exact în zona capului. Vecinii au chemat de urgență poliția și ambulanța. Au fost găsite trei victime. O victimă în stop cardiorespirator, la care s-au început manevre de resuscitare, dar din păcate, fără răspuns, pacientul a fost declarat decedat. O victimă cu traumatism cranian conștient și o victimă cu traumatism toracic. Conflictul ar fi fost unul mai vechi, spun localnicii, pornit din piața în care bărbații sunt comercianți. Nimeni nu-i credea însă în stare de așa ceva. Sunt băieți
bun. Nu te iei de ei, nu are treabă cu nimeni. La ce să se fi întâmplat? De la ce să se fi luat? Nu am avut de împărțit. Am înțeles că cu astea, cu legumele și fructele astea, altceva nu mai știu nimic. În total, 4 persoane au fost reținute, iar procurorii au cerut arestarea lor pentru 30 de zile. A 5-a persoană implicată în scandal este în continuare căutată de autorități. Tragedie în Sălaș. Suprefectul județului a murit după ce a fost lovit de un acoperiș. Virgil Țurcaș participa la un eveniment în localitatea Hurez când s-a iscat o furtună, iar acoperișul unui făișor a fost luat pe sus de vânt. Alți 3 oameni au fost răniți. O furtună puternică a lovit în această după-amiază și sud-vestul capitalei. Vântul a făcut ravagii. Pompierii au fost solicitați să îndepărteze 20 de copaci de pe mașini sau de pe străzi. Și astăzi a fost cea mai călduroasă zi din an. Mercurul din termometre a ajuns până la 37 de grade în capitală, iar în zonele aglomerate din oraș, disconfortul termic a fost și mai accentuat. De altfel, toată Europa se topește sub un val de aer cald venit din Africa, iar după caniculă urmează potopul. Specialiștii au emis deja un cod galben pentru vijelii și grindină valabil în mai multe județe din țară. La orele prânzului în capitală se registrau peste 35 de grade Celsius, însă temperatura resimțită a fost și de 40 de grade. Valorile înregistrate astăzi sunt și cu 10 grade mai mari față de normalul perioadei. Oamenii au încercat să facă față căldurii cum au putut. Foarte neplăcut, nu că așa. Dar ce să-i facem? Trebuie să rezistăm. Ne luăm apă rece și bem ca să ne mai răcurim așa puțin. Așa e la noi în fiecare an. Nu s-au schimbat anotimpurile, ce nu mai avem cele 4 anotimpuri. Avem deja 3. Ne-ați văzut în decembrie, în loc să ai iarna, ai 13-14 grade ziua. Apă rece și un pic de umbră. De vină pentru aceste temperaturi extreme ar fi un val de aer cald venit tocmai din nordul Africii și care traversează Europa ca un arc de foc. 7 județe din țară au fost sub cot roșu de caniculă. La 35 de grade vorbim deja de acest prag al caniculei. Se deplasează o masă de aer foarte caldă dinspre latitudinile sudice ale Europei. Acesta a afectat partea centrală și ușor s-a deplasat către estul continentului, astfel încât, după cum putem vedea, și în România avem astăzi parte de temperaturi ridicate. Medicii ne sfătuiesc să ne pregătim corespunzător atunci când plecăm de acasă. Arsurile solare sunt de evitat pentru că ele produc tot răul. Produc cancer, produc îmbătrânirea cutanată și produc inclusiv suferințe de tip acut, arsuri solare sau actinită, cum le numim noi. Este obligatoriu să avem haine deschise la culoare, pălării cu boruri largi, ochelari de soare absolut obligatoriu și calitativ, deci nu contrafăcuți, și produse de fotoprotecție. Mașinile personale devin în această perioadă adevărate cuptoare. Aerul din habitaclu devine irespirabil, iar toate lucrurile lăsate în interior se topesc la propriu. Doar 10 minute sunt suficiente pentru ca temperatura dintr-o mașină care a fost parcată direct la soare să crească rapid la peste 40 de grade Celsius. În aceste condiții, anumite produse lăsate în directa bătaia soarelui sau în torpedoul mașinii pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră, cum ar fi produsele cosmetice sau gelurile dezinfectante. Din cauza temperaturilor de foc, mai bine de 3 sferturi din țară este afectată de secetă. Banat, Crișana și Transilvania sunt zone care sunt afectate de secetă încă de la sfârșitul anului trecut. Intensitatea fenomenului de secetă se va accentua. Plantele vor suferi, va apărea fenomenul de ofilire temporară, care ulterior se va transforma în ofilire permanentă și compromiterea culturilor în culturile agricole. Întreaga săptămână temperaturile vor fi foarte ridicate. Urmează apoi o nouă încercare. Meteorologii au emis un cod galben de furtuni și vijelii puternice. 33 de județe sunt vizate până astăzi la ora 21. În doar 24 de ore, 131 de zboruri au avut întârzieri pe aeroportul Otopen. De vină, ca peste tot în Europa, este lipsa de personal și ar putea fi și mai rău. Companiile aeriene au mari probleme cu resursa umană după disponibilizările din pandemie. Călătorii care au un zbor anulat sau cu întârzieri pot cere despăgubiri de până la 600 de euro. Ridicarea restricțiilor peste tot în lume a dus haos și o avalanșă de călători pe aeroporturile din toată lumea. După disponibilizările din pandemie, companiile s-au trezit fără suficienți angajați. Iar aeroportul Henri Coandă din Otopen nu face excepție. Peste 7 zile de întârziere s-au înregistrat într-o singură zi. În ultimele 24 de ore, peste 130 de zboruri, atât aterizări cât și decolări de aici, de pe aeroportul din Otopen, au înregistrat întârzieri. Vorbim de un total de peste 10.000 de minute cumulate de întârziere.
În același interval de timp, potrivit reprezentanților Companiei Naționale Aeroporturi București, au fost anulate două zboruri, unul spre Varșovia, iar celălalt spre Bruxelles. E mai aglomerat, deci nu știu de ce, dar numai la casele astea e aglomerat. Ar trebui să mai pună încă două case, măcar să ajungem să nu pierdem avion. Am venit cu 3 ore înainte, dar după cum vedeți, nu prea am înaintat foarte mult. Multă lume aglomerată, da. Într-adevăr. Motivul întârzierilor pe care îl avem și motivul traficului crescut pe care îl avem este generat însă de creșterea explozivă a numărului de pasageri, dar și de o lipsă de personal, care nu este asociată lipsei de personal din cadrul aeroportului, cel puțin aeroportul internațional București, și din lipsa de personal pe care o au companiile de aviație. Un zbor anulat sau cu întârzieri mai mare de 3 ore înseamnă și dreptul la o compensație financiară de până la 600 de euro. 55% dintre pasagerii care au zboruri pentru vara aceasta sunt conștienți că există riscul unei amânări sau unei modificări. În același timp, peste 60% dintre participanții la un sondaj de opinie declară că au avut deja o întârziere sau o anulare. Dintre cei care au avut probleme, majoritatea au optat pentru soluțiile propuse de companiile aeriene, adică returnarea banilor sau acceptarea noului program. Puțin peste 20% au apelat la serviciile companiilor specializate cu obținerea despăgubirilor și doar 3,6% au făcut plângere la ANPC. În momentul în care trebuie să facem o reclamație și reclamația trebuie făcută neapărat scrisă, cu număr de înregistrare, cu dovada faptului că ni s-a anulat, cu un mail, cu biletul respectiv, din păcate, cred că mai puțin de 1-2% nici atât dintre consumatori nu vin să facă o reclamație. Dacă în 30 de zile n-ați primit un răspuns din partea autorității competente, reclamați și autoritatea respectivă. Doar împreună putem schimba ceva. În momentul în care achiziționăm un bilet de avion, ar trebui să ne uităm un pic după ceea ce reprezintă o plasă de siguranță. Unele companii specializate pe biletele de avion au în ziua de astăzi un fel de fast refund, de rambursare rapidă, numai 24 de ore, pentru cursele de avion anulate, evident acest serviciu fiind contracost. Pentru măsura de siguranță, este recomandat să se apeleze la o agenție de turism care este acreditată de către Ministerul Turismului și care are poliță de insolvabilitate. Aeroportul de Amsterdam este sufocat de numărul mare de pasageri. La fel se întâmplă și în aeroporturile mai mari din Europa. Reprezentanții aeroportului îndeamnă pasagerii să vină cu 3 ore înainte de zbor. Traficul aerian din România ar putea fi afectat în zilele următoare de grevele, blocajele și zborurile anulate care se anunță în toată Europa. Emoțiile au continuat și astăzi pentru absolvenții clasei a 12-a. Au susținut examenul la istorie sau matematică în funcție de profilul pe care l-au terminat. Față de ziua precedentă, elevii au ieșit mai zâmbitori din sălile de clasă. Aceasta a fost reacția multor elevi care au ieșit astăzi în sălile de examen. Bucuroși și entuziasmați că la a doua probă a bacalaureatului s-au descurcat mult mai bine față de ieri, când comedia lui Caragiale i-a întristat. A fost ok, n-a fost chiar atât de greu. Mă așteptam să pice mai greu, că la română a fost mai greuț puțin, dar a fost acceptat. Probabil un 8, 7, 8, cam așa. Nu sunt sigură de eseu, dar este ok. A fost ușor. La început m-am panicat rău de tot, dar după aia a fost super ok. La ce notă te aștept? Peste 8. Dar gen, eu mă aștept la un 9-50-10, dar diferă foarte mult cât îmi puntează, pentru că limbajul n-a fost tocmai unei istorie. La primul subiect, elevii au avut două texte ce aveau legătură cu perioada comunistă și pe baza căror au trebuit să rezolve mai multe cerințe. La al doilea subiect, aceștia au avut descris despre două acțiuni militare ale unui domnitor din secolele 15-16. La ultimul, candidații au avut de redactat un eseu de 2-3 pagini despre evoluția statului român în a doua parte a secolului 19 și primele două decenii ale secolului 20. A fost o probă pe care, dacă presupunem că învățai cu o lună, două luni înainte de bacă, consistent sau odată măcar pe săptămână, pe două zile pe săptămână, luai ei o notă peste 7, fără niciun fel de problemă. A trecut română, a trecut istoria, mai avem mâine logica și aia. S-a dat reformele lui Cuza, războiul de independență, primul război mondial, subiecte simple, ne așteptam la ceva cu comunismul, dar ne așteptam, eu personal, după ce am văzut ieri la română și după caracterizarea de personaj la comedie unde mi-a picat fața, mă așteptam să-mi pice fața mai rău la istorie. Deci la ce notă te așteptai? Peste 9, peste la istorie. Pentru Ioan însă, examenul de bacalaureat nu a fost o prioritate. Tânărul spune că are alte planuri cu viața lui și nu înțelege la ce îl va ajuta materia pe care a fost nevoit să o pregătească pentru examen.
Să fiu sincer, nu e pentru toată lumea istoria. Adică trebuie să ai și o pasiune teribilă să înveți la istorie și să-ți placă cu adevărat. Mâine, în schimb, e la geografie. Fiind la geografie, eu am o pasiune mare pentru geografie, eu am învățat la geografie, știu totul la geografie. Nu prea văd rostul bacului. Adică, în general, dar e făcut cam pentru mulțime și e destul de prost optimizat, să zic așa, și cu toate întârzierile care au avut loc. E cam la fel ca acum 40 de ani, ca acum 50 de ani. M-a întrebat-o și pe mama și a spus același lucru. Bacul e cam la fel, nu s-a schimbat mai nimic în 100 de ani de învățământ. Și e cam trist. Emoțiile continuă și mâine pentru cei peste 100.000 de candidați cu proba la alegerea profilului. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 27 iunie. Războiul din Ucraina s-a transformat într-o luptă de tranșee. Nici măcar în Severodonetsk, orașul pe care rușii vor să-l cucerească cu orice preț, invadatorii nu înregistrează niciun progres. Aici se dau acum lupte de gherilă urbană. În lipsa unor progrese pe câmpul de luptă, rușii continuă să bombardeze localitățile din estul Ucrainei. În imagine, o școală în flăcări din orașul Avdiivka. Era singura unitate de învățământ din această comunitate care scăpase intactă în cele aproape 4 luni de conflict. Mai multe explozii s-au auzit și în orașele Kherson și Mykolaiv, iar în Kharkov, 3 civili au fost uciși, potrivit publicației Kiev Independent. La Bucea, locul celor mai mari masacre din timpul războiului, orașul este aproape pustiu. Revenirea supraviețuitorilor este și ea problematică. Infrastructura localității este la pământ. C'était terrible, on espérait qu'on pourrait fuir avec notre enfant, mais on a dû revenir dans cet endroit où la vie a disparu. Cele mai aprige lupte continuă la Severodonetsk. Rușii atacă ultimul bastion al rezistenței ucrainene, uzina Azot. Există însă și mici nuclee de rezistență în oraș. Îndârjirea ucrainenilor a transformat aici lupta într-o adevărată gherilă urbană. Orașul, care acum câteva luni număra 100.000 de locuitori, este acum un peisaj apocaliptic. Puținii localnici rămași vor să părăsească zona înainte ca încercuirea rusească să fie completă. We are going to Dnipro or Pavlograd, wherever they take us. You see what's happening here. A missile fell in my garden. Everything was destroyed. Everything fell apart. Oamenii se tem că odată cu ocupația vor veni și deportările. So these huge all-in-one evacuations, it's continuously coming back in to pick people up as the situation gets a little more dire every day, more people want to leave. Cei care rămân trăiesc mai mult în subteran. De 2 luni, pivnițele au devenit o a doua casă pentru localnici. Firstly, the war must stop. Then we'll see if we leave or not. It's impossible to think about it when there are bombings like this all the time. No solution comes to mind. Acolo unde pot, ucrainenii trec la contraofensivă. Succesele sunt însă minore. Armatei Kievului lipsește tehnica de luptă performantă. Як я і передбачав, Росія дуже нервова, сприймає нашу активність, знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це зло. Зло, яке можна заспокоїти. Pe sectoarele de front, acolo unde a ajuns artileria grea de la americani, rușii sunt puși în dificultate. That is the M777 US-made howitzer. It is the long-range piece of artillery which Ukraine says is making so much difference to its war. Once you fire, you've got to move. Sprijinul pentru Ucraina devine tot mai consistent. La Bruxelles, toți ambasadorii statelor membre au susținut cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar un pachet de ajutor financiar în valoare de 9 miliarde de euro urmează să fie votat în curând. Kievul câștigă și pe frontul imagologic. După ce Draghi, Scholz, Macron și Iohannis au vizitat capitala ucraineană, președintele Zelenski a mai avut un musafir de seamă. Hey, I'm Ben Stiller and I'm here in Ukraine. I'm meeting people who've been impacted by the war and hearing how it's changed their lives. Faimosul actor american și-a declarat public admirația pentru șeful statului aflat sub agresiunea rusească. We know you very well. It's a great honor for me and nice to see you. It's really wonderful. You're my hero. Ben Stiller este un ambasador onorific al ONU. De-a lungul timpului, actorul s-a implicat în proiecte de ajutorare a refugiaților din zonele de conflict.
Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de invitatul meu, domnul Mircea Dinescu. Bună seara, domnule Dinescu, bine ați revenit în platou. Salut, bine ai revenit tu, că m-ați trecut absentă, da. Să înțeleg, da? Da, mă motivați, da? Nu mă lăsați. Am fost neliniștit. Ați fost neliniștit, să știți că și mie mi-a lipsit, așa că recuperăm astăzi, da. Și venim cu o știre importantă, spun eu, pentru România. David Popovici s-a calificat în această seară în finala de 100 de metri la campionatul mondial de natație. Sportivul român a înregistrat cel mai bun timp în semifinală. Este un nou record mondial a juniori. Da, e interesant că e... Eu tot vorbeam... Suntem de zile mândri am vorbit, nu, de inteligența rezultat? Artistică, pe care o aplicam numai în literatură, să zic, că sunt oameni talentați, dar n-au inteligența artistică. Sunt oameni care au inteligență artistică, dar nu sunt talentați. Ei bine, se poate aplica și în acest caz excepțional de inteligență artistică legată de un tânăr copil care înoată, știi? Pentru că el nu este genul de... mascul foarte de ăștia care mușchiuloși. Este un băiat subțire, da, care s-a adaptat foarte bine mediului acvatic, pentru că noi uităm că noi de fapt ne naștem într-un mediu acvatic. Noi în lichidul ăla de acolo începe notul. Da? Înotăm când, înainte să ne naștem. Să știi că are o importanță chestia foarte asta, mare. Foarte mare. Și boala maimuței pe care o vedem, nu o vedem la televizor, o vedem sub alte forme. Când ăia care dau cu bâtele și omoară oameni, aia este boala maimuței. N-ai văzut triburi de maimuțe care se bat și își mănâncă maimuțe mai mici? Asta vedem noi la televizor. Boala maimuței adevărată nu e cu bube, e asta. Boala maimuței românească, știi? Oameni cu bâtele care omoară alți oameni. Bun, dar revenim la acest fenomen. Că e un fenomen, e copilul fenomen al notului. Să știi că eu... care sunt, nu spun bătrân, că Caragiale avea o vorbă, bă, eu sunt vechi, nu sunt bătrân, eu not în Dunăre de câțiva ani de zile și not mai fără frică, în copilărie aveam frică de apă, dar noroc cu mama, care maică mea m-a învățat să not, nu taică-mi-o, știi? Orice părinte ar trebui să... Că noi suntem țara, uite, cu un campion la not și cu cei mai mulți înecați din Europa. De copii care nu sunt învățați. Eu la școală aș băga literatura și notul ca materie de curs, așa. Trebuie să înoată orice copil. E nevoie de chestia asta. Bun. Dar vorbeam de faptul că eu am descoperit relația mea cu apa la maturitate, da? La 70 de ani, mă duce cineva cu o mașină la 2 km și not ușor, nu mă dau, că nu trebuie să noți disperat, asta e tehnica și, de fapt, relația cu apa. Apa este foarte blândă, știi, de fapt, în realitate. Și atunci, dacă știi cum să te armonizezi cu ea, se după pare 2 că el a știut, pentru că, după 21 de ani a adus primul aur pentru România, păi la campionatul mondial de not, spusebire de 50 de metri ăștia ambițioși și forțoși care se luptă cu apa, el nu se luptă cu apa. El este într-o relație, într-o armonie cu apa. De-aia se duce așa ca un șarpe. Poate să devină un model pentru generațiile tinere? Nu poate să devină un model, pentru că el e clar că este o excepție a naturii. Poate să devină un model prin bunul său simț și prin faptul că este un băiat inteligent. Și ambițios. Nu este genul de sportiv, știi? Adică are în el o chestie mlădioasă, știi? Și asta l-a ajutat și, după părerea mea, bine, o să vină în țară, Iohannis se va da mare, se va poza cu el. Părinții lui ar trebui să fie medaliați. Știi că nu datorită școlii înoată el cum înoată, ci datorită părinților săi inteligenți la rândul lor, care știu ce să facă cu el. Asta este marea problemă, că general părinții nu știu ce să facă cu propriilor copii. Uite, acești părinți au știut și trebuie să li se dea medalia de aur pentru părinții inteligenți. Bun, îl felicităm și suntem mândri. Pentru... Nu știu de ce să fim mândri. Nu, de suntem ce mândri suntem? Deloc. Să fim, domnul Dinescu, suntem să mândri fim complexați. Pentru... Că ar trebui să treacă nu știu câți ani să apară un copil de ăsta minune. Un copil de aur care ne-a adus bucurie. Ținând cont că la fotbal am plâns, că nu e, măcar n-avem, aici la noță unde să zâmbim. Să notăm în orașe și e toată să mizeria. Să nu spuneți că atunci când auziți imnul României nu sunteți mândru când vedeți acolo pe... Sunt trist. Chiar și atunci când câștigă un... Văd de ce se uite săracul, știi? Adică avem și noi unul, știi?
într-o țară unde, cum să, s-au făcut bazine de renot în sate cu babe și cu moi, s-au băgat banii aiurea și nu știu dacă cunoști această, da, acum vreo 10-15 ani. Multe... În loc să se facă în orice oraș și să fie liberă chestia asta pentru copii, fiindcă notul are, cum să spun, e bun și pentru inimă și pentru creier, s-a dovedit în cazul acestui tânăr, știi? Da. Să facem mișcare și da, să ne bucurăm de cei, da, care să facem, reușesc, da, să ne reprezinte mai, așa cum, da, trebuie. Mergem pe aeroport, din bazin sărim, da, în aeroport. Mă plictisește ideea. De ce? Ce n-ați văzut ce nebunie? Și ce nebunie? De când e lumea și pământul a fost în aeroportul românesc o problemă? Dar nu numai în aeroportul românesc, și în toată Europa. Când au mers aeroporturile ca lumea a fost când Iohannis a trimis oameni la cules paranghel. Atunci a fost foarte bine organizată. Eu mi-amintesc oameni cum stăteau la rând, se duceau amărâții să culeagă sparanghel în țara. Dar acum merg în vacanțe și e tot Iohannis. O nebunie. Păi da, e o nebunie. Dacă ăștia mergeau la sparanghel, se vezi că mergeau lucrurile ca lumea. Nu culeg sparanghel, stați băgat în piți acolo până aeroportul, da? Îmbătrâniți acolo, înjurați, transpirați. Să vă amintiți că sunteți români. Credeți că, da, asta e motivul? Da, asta este, da. Să fim mândri că suntem români. Păi suntem mândri, nu? Da. Nu în aeroportul, da, nu. E păcat. Bine. De acești oameni care au strâns niște bani, care vor să meargă în vacanțe, dau vina pe păi faptul dau vina. Că sunt... I-au dat afară în pandemie și nu trebuia să-și dea personalul, trebuia păstra personalul. Că poate că nu aveau cu ce să-l plătească. Într-o țară normală te gândești, stai mă că trece totuși tâmpenia asta și o să avem nevoie de personal. Au dat afară, cum am dat și mulți dintre noi afară, și eu am dat de la cetate, că nu mai aveam de unde să-i plătesc din personal, și cei 2 de ani la... de zile, știi? Și acum caută-i și unde nu. Au plecat unii pe afară, asta este. Pentru că trebuie drama să supraviețuiască. Da, exact. Mi-ați propus să discutăm despre un studiu, pentru că a venit din partea dumneavoastră acest studiu, da? Ce? Din punct de vedere genetic, suntem aproximativ 20% daci. O spune cercetătorul Mihai Neta, daci, care a realizat o sinteză a istoriei poporului român din perspectiva geneticii. 80% apă suntem. Și 50% din genele noastre aparțin populației, da, venite, da, da, aici din Neolitic. Se mai arată în cercetare. Hai de mine, da. Păi, fiind în Neolitic am stat foarte bine, că așa, avem pe ăla cu degetul la tâmplă, știi? Gânditorul, da, din Hamangia. Deci noi am fost foarte deștepți în Neolitic și mai târziu, din păcate, ne-am prostit cu trecerea timpului, nu mai sunt cu degetul la tâmplă. Sigur, până la urmă, astea sunt balii verde. Că noi am stat în câmpie, măi. Noi ne-am amestecat și asta e, cred, a fost șansa noastră de un popor totuși vioi la minte. Și asta se petrece prin faptul că s-au amestecat diferite triburi și așa. Eu sunt foarte mândru că mă trag din roman și că suntem totuși un... Că și vechii istorici au spus, suntem nu, o insulă de latinitate într-o mare slavă. Era un soi de mândrie când spuneam asta. Acum ăștia bezmetii spun că bă, dacii vorbeau înaintea, l-am văzut pe funarier, dacii vorbeau latina înaintea romanilor și Iisus era dac. N-ai auzit ieri la un post de televiziune normal. Așa că asta este. Eu sunt mândru că sunt... Oi, fi având și ceva de dac pe undeva. Dacă 20%, o să mă cercetez, să văd în ce parte și, mi s-au așezat alea 20%. Cum mi se par aceste studii care apar? E interesant. Sunt povești frumoase. Și cum le luăm? Fix ca povești? N-avem să le luăm decât fix ca povești. Că vorbeam de maimuță, știi? După bâtele alea s-ar putea să fim. Ai văzut cum aleargă ăștia în secolul 21 cu bâta? Erau daci. Când aveau armament modern, foloseau bâta din Neolitic. Avem și imagine. Nu erau daci, erau dinainte, erau neolitici din Brăila sau unde, în ce oraș era. Ăia care s-au alergat, tu nu te-ai uitat la televizor? Cum să nu? Cum să nu mă uit? Vânzător de pepe, zăratea. Adică mica noastră negustorime, zăratea. Avem și noi amărâți ăștia care mai vând pepe, legume, nu știu. Și ăștia s-au omorât cu parul, s-au omoară între ei. Hai să ne închinăm, pe bune, vai de capul nostru, știi? V-ați uitat astăzi la știri? V-am uitat așa, eu mă uit rar la televizor. Și ce știre v-a rămas în minte? Ce știre? Am văzut că l-ați remarcat pe domnul Funar de ieri. Păi asta a întâmplat, am văzut. Când m-am uitat la știrea asta cu 20%, știi ce interesant? Știi, e cum prepară ea cocktailurile, știi? Așa a preparat Dumnezeu pe noi. 20% daci romani și de ea neolitici mulți, cu ciomaga. Da? Am înțeles.
A fost cea mai călduroasă zi, comentăm și asta, pentru că a fost cea mai călduroasă zi. În același timp, specialiștii spun că va veni potopul. Eu am un prieten grec care mi-a spus acum vreo 10 ani, Mircea, fii atent, că el din Grecia, el e născut în România pentru că tatălui fusese comunist grec și au fost mulți refugiați în anii când erau generalii la putere în Grecia, în anii 60, 50 ceva. S-a născut în România, a plecat în Grecia, dar s-a întors, în fine, se ocupă de autostrăzi grecești. Și mi-a zis, fii atent, clima începe să fie ca la noi, el stă într-o regiune mai de sud, așa, ca la noi, o să aveți măslini, fii atent, măslini, și tu care pui portocale în mâncare, fii atent, o să culegi de pe malul Dunării, ascultă la mine, o să culegi portocale. Și s-ar putea să aibă dreptate. Acolo, să știi, în zona aia unde e portul cetate, e și o climă semi-mediteraneană, cresc fructe de-astea smochin, tot, în orice curte sunt smochin. Așteptăm măslinii și portocale. E semn de la Dumnezeu. Și vremea bună. Da. Când o să apară mochinul, o să apară și sfinții și, mă rog. Unde mergeți în concediu? Că tot vorbeam de aeroportul. Și concediu? Și... N-am concediu niciodată. Sunt fără sfârșit. Sunteți în veșnic în concediu? O să fac emisiuni la Prima TV. O să merg în diaspora, însă, așa, să mă întâlnesc cu încăutarea românilor pierduți. Merg în, serios, Germania, unde am niște prieteni foarte buni acolo, și o să mă întâlnesc cu românii, pentru că suntem la egalitate. Acolo sunt vreo 6 milioane, cred că 7 o să ajungem în curând, și pe aici câți au mai rămas, câțiva, tu, eu și pe alți câțiva pe aici. Și atunci trebuie să vedem ce au ei în cap. Și ce avem noi? Gătim, facem un program frumos în diaspora. Deci ne pregătim, da, surprize în vara asta. În căutarea românilor pierduți, da? Bun, mulțumesc, bine, din suflet pentru prezență. Noi mergem, salut, acum mai departe. Bine. Românul care și-a împușcat șefii spanioli, cunoscut în regat ca pistolarul din Tarragona, a cerut și primit dreptul de a fi eutanasiat. În acest moment este internat în spitalul penitenciar din Barcelona. Stare gravă în urma rănilor căpătate în schimbul de focuri cu polițiștii. Corespondentul Prima TV, Alin Petrică, ne spune de ce a decis românul să-și încheie conturile cu viața. Da, din păcate, românul Marin Eugen Sabou este un personaj foarte cunoscut aici în Spania pe 14 decembrie 2021 pentru că a considerat că a fost concediat pe nedrept de la o firmă unde lucra ca paznic, a decis să-și facă singur dreptate. S-a dus cu armele pe care le deținea legal pentru că era membru al unui club de tir din Tarragona și și-a împușcat foștii șefi și foștii colegi. El a fugit atunci, pe drum a fost oprit de un polițist, l-a împușcat și pe acesta, s-a declanșat o urmărire generală. După câteva ore l-au găsit refugiat, baricadat, într-o fermă părăsită din apropierea orașului în care locuia el. A durat mult până au hotărât trupele de intervenție că nu mai au de ce să negocieze și au intervenit. A fost cu un schimb de focuri. Eugen a fost rănit în mai multe locuri, inclusiv în coloană. E bine, durerea provocată de această rană este suficientă pentru a fi încadrat în noua lege a eutanasiei, o lege care există în Spania din martie 2021 și care are deja câteva sute de cazuri puse în practică și au decis să-i dea aprobare pentru a fi eutanasiat. Are o durere care este incompatibilă cu viața și care nu poate fi vindecată. Ei bine, rudele și victimele care au supraviețuit acestui atac spun că nu sunt de acord. Ei spun că legea aceasta este o lege a morții demne și Eugen Sabou nu ar avea dreptul la o moarte demnă pentru că a făcut acele lucruri teribile pe care le-a făcut la finalul anului 2021. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Și de la sport trecem acum la vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgia Pietreanu. Bună seara, Georgia! Bună seara, bun găsit tuturor! Începem mai întâi cu vremea pe continent. Să știți că se va înnora temporar în nordul și în estul Europei. Vântul se va simți la vest și la nord de Marea Neagră, iar temperaturile mai cresc mâine în vest și în centru, iar în sud-vest și la vest de Marea Neagră mai scad puțin. 35 de grade sunt anunțate mâine la Atena, 34 la Roma și 30 de grade la Budapesta. La noi mâine vremea va fi călduroasă la orele amiezii în sud, în timp ce în restul țării temperaturile se vor apropia de normalul perioadei.
Vântul va avea intensificări în Moldova și o să bată la rafală cu 55-75 de km pe oră, dar se va simți și în Transilvania, în Oltenia, în Muntenia și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade. În capitală nu o să mai fie la fel de cald cum a fost astăzi. Temperatura maximă mâine va coborî până spre 32 de grade la amiază. Cu toate acestea, vremea se menține călduroasă. Joi scăpăm de căldura sufocantă pentru că valorile termice vor ajunge la normalul perioadei. În jur de 28 de grade vor arăta termometrele, iar trecător s-ar putea să și plouă. Vineri se va înnora temporar pe parcursul zilei și nu este exclus să mai plouă puțin și iată, vor fi în jur de 29 de grade. Să vedem acum ce se întâmplă la munte. În scădere, valorile termice față de ziua de astăzi se va înnora și, la fel ca și în capitală, s-ar putea să plouă slab, iar noaptea sunt așteptate averse și descărcări electrice în munții Banatului și în vestul Carpaților meridionali. La Sinaia, Predal, Păltinii și Stâna de Vale, iată, cerul va fi mai mult senin și cel mai bine va fi la Păltinii și mâine în jur de 26 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Nu uitați că ne revedem mâine dimineață la Focus la prima oră. Să aveți o noapte bună! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi! Acest program este disponibil și pe Prima Play.